Direcția Agricolă Județeană pregătește documentele pentru a plăti fermierilor banii dați drept ajutor de la guvern pentru serele și solariile distruse de grindină și vânt. Sumele vor ajunge la beneficiari până vineri. Se spune în HG 106 că începând cu 5 septembrie se fac plățile. Ministerul ne-a comunicat că o să primim banii. Am făcut programarea pe 19 septembrie, dacă nu greșesc, vineri, 19 septembrie, ca să am siguranța că reușim să plătim cele 40 de miliarde vineri. Ajutoarele se acordă doar pentru suprafețele cultivate în spații acoperite, cuantumul fiind de 3 lei pe metrul pătrat de folie în cazul solariilor sau 27 de lei pe metrul pătrat de seră. S-au făcut dosarele, primăriile, noi, prefectura, am făcut ceea ce trebuia să facem pe pașii dați de hotărârea de guvern. O hotărâre de guvern care s-a dat extrem de rapid, e hotărârea de guvern dată în sprijinul fermierilor cel mai rapid, la fel de când lucrez eu știu că se dau subvenții. Dacă e tot în regulă și cum am avut discuția cu Ministerul și cu Direcția de Resort, cu Direcția Generală de Buget Finanțe, în mod normal pe marți, pe miercuri trebuie să avem bani în cont ca vineri să putem să facem plățile pe toate localitățile și pe toți fermierii cu probleme. În Olt au fost 439 de fermieri proprietari de solarii afectați de fenomenele meteo extreme. Grindina și vijelia au distrus însă suprafețe mari de cultură de legume în câmp. Pentru acestea, agricultorii nu au primit încă niciun semn de la guvern pentru acordarea unor compensații financiare.